noi suntem constituiți din lucrurile și locurile în care am, de unde venim. Clar că faptul că sunt din Republica Moldova mă influențează și simt influența până și acum. Nu pot să zic că mă simt special într-un fel sau altul, dar da, am câteva chestii rămase de acolo cu care am venit aici și de care nu pot să scapi. M-am apucat de muzică de foarte mult timp în urmă. Nu provin dintr-o familie cu rădăcini muzicale, cum ar fi. Eu cred că sunt primul din ramura mea familiară care am abordat sau am incorporat această formă de artă. Dar mai am părinții mei și bunei mei au avut apartenență muzicală într-un fel, prin dans și prin folclor la fel. Prima dată m-am ciocnit de chestia asta când aveam 5-6 ani, când am primit cadou prima chitară mai mică așa și mi se părea mie că e foarte cool să umble prin curte și să faci zgomot cu această chitară în mână și mă închipuiam că sunt un artist. Găseam toate țevile de peste tot, de la plimbări, încercam să suflu în ele, să fac ceva, să, nu știu, când auzeam muzică, încercam să dansez. După care de la 7 ani, cred că am zis lui taică-miu că vreau să cânt la trompetă. Aia a fost. Mi-a plăcut mie ceva la trompetă, nu știu de ce. N-am reușit să ajung să cânt la trompetă, dar, în schimb, un profesor de la școala de muzică din Cricova, de acolo vin, mi-a găsit un saxofon vechi, foarte vechi, ceva sovietic, cred că se numea Leningrad, a găsit pe la subsol, pe la școala de muzică, l-a curățat un pic, l-a aranjat și a zis, măi, vrei? Și eu cumva a zis că da, vreau. Acolo de acolo am pornit. De la 8 ani cânt la saxofon. Atunci când compun sau îmi expun gândurile muzicale, cred că, adică nu cred, știu sigur, încerc să mă adresez mie, în primul rând, adevărului care stă aici în mine. Să încerc să fiu sincer cu mine, în primul rând. Pentru că știu sigur că atunci când ești sincer cu tine și încerci să te adresezi ție și cauți în cele mai adânci găuri din tine care necesită răspunsuri, atunci le găsești. Când expui chestia asta și când expui aceste gânduri sincere și adevărate, atunci oamenii simt chestia asta. Deci oamenii simt adevărul. Avem ceva genetic în noi incorporat în care detectăm acest adevăr. Îmi place ideea de comunicare muzicală și atunci când se adună mulți oameni din mai multe zone și în mai multe, mă refer și zone geografice și zone sociale, mi se pare că întotdeauna fuzionează cu succes chestia asta. Și da, sunt în continuare, încerc să fiu foarte deschis în comunicare muzicală. Oricine n-ar fi partenerul meu muzical sau partenerii sau comunitatea muzicală, încerc să-mi găsesc locul și să putesc cumva să plutim împreună, să creăm o horă în care se învârte și care se, nu știu, ajunge undeva.